De ce nu te-ai gândit la mine toată ziua? Asta l interesează și pe Dumnezeu. O, dacă ar ști cine sunt eu, eu care v-am făcut, v-am dat chip îngeresc și peste îngeri chiar. Vă stau îngerii de vă slujesc. Îngeri vă veți numi și voi într-o împărăția mea. V-am dat înțelepciune, pricepere, discernământ, dar de ce nu v-ați gândit la mine? Și auziți, numai să ne gândim la el. Asta este o mare lucrare, deci este un canon bun: să te gândești la Dumnezeu așa cum te gândești la mâncare, cum te gândești la părinți, cum te gândești la cineva pe care le iubești. Te gândești la ei, ce o mai fi făcând mama, tata, soția. Așa să te gândești și la Dumnezeu, pentru că, mai întâi de toate și peste toate, El trebuie să fie iubit din tot cugetul și din toată inima. Când te surprinzi în uitare, în răspândire, cugetă simplu, Doamne, iartă-mă! Revenirea asta este foarte primită de Dumnezeu. Avem nevoie de o prezență continuă a inimii, de această stare continuă de dragoste. O tăcere adâncă înseamnă o rugăciune adâncă. După ce își face pravila, omul se consideră achitat de obligația rugăciunii și se retrage fără nimic, eu sunt mai mult pentru o tresărire continuă, duhovnicească. De aceea am spus, orice clipă poate fi un timp și orice suspin poate fi o rugăciune. Rugăciunea după tipic o termin într-o oră. Nu trebuie renunțat la ea, dar să nu fie singura treabă duhovnicească. A citi un paraclis e foarte bine, dar ceea ce de fapt trebuie adus la cunoștință, căci lucrul acesta este mai puțin discutat, este prezența continuă a inimii. Chiar o serie întreagă de inși mi spun la spovedit că nu și-au făcut canonul. Foarte rar găsesc care și-au făcut canonul. Atunci nu prea sunt de părere pentru canoane din astea care se fac repede ca să scape de ele sau care se fac numai rațional, fără simțire, sau nu se fac deloc. Suspinarea însă nu-ți timp. El îndemână și angajează toată ființa ta. Of, Doamne, iartă-mă! Și ai făcut mai mult decât acela care a zis de 15 ori Tatăl nostru, îl știa pe de rost și l-a zis repede.